La accident. Nu mi-am amintesc nimic. Nu a fost prea brusc. Sâmbătă noapte, primarul comunei Podul Turcului, Gelu Ciorava, a fost implicat într-un accident de circulație. Motivul: șoferul nu a adaptat viteza la condițiile de drum și s-a izbit de un cap de pod. În urma accidentului, șoferul, dar și ceilalți doi pasageri au suferit răni ușoare. Etilotestele au arătat că tânărul de 27 de ani nu consumase alcool, iar pentru pasagerul din spate s-a înregistrat o valoare de 0,42 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Gelu Ciorava, primarul comunei Podul Turcului, a refuzat testarea cu aparatul etilotest. În schimb, tuturor le-au fost recoltate probe biologice. Ancheta urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul și cine era de fapt la volan.